Am primit pentru seara asta doar două întrebări. Când aștepți un răspuns de la Domnul, e păcat să pui semn? Ce părere aveți? E păcat sau nu? Pe ce vă bazați când spuneți e sau nu? Pe cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie, oamenii lui Dumnezeu au pus semne? Dați-mi un exemplu. Am înțeles perfect că a fost o urmare. Important este că Gedeon, apostolii au dat sorții. Deci au fost câteva situații. Eu însumi, în perioada de început al credinței mele, am depins foarte mult de semne. Dar știți de ce? Pentru că eram încă imatur și încă nu-mi dezvoltasem auzul spiritual. Încă n-avem o relație directă și foloseam poșta. Semnul este o scrisoare pe poștă. O, a scris tata! Dar când ai posibilitatea să vorbești direct cu el, Dumnezeu nu spune prin intermediar, indirect, ci Dumnezeu îți vorbește direct. Poate că și în timpul maturității sunt situații de ceață, de nor, de confuzie, când ai nevoie de o confirmare. Și atunci, nu odată, îi ceri lui Dumnezeu un cuvânt din Scriptură și Dumnezeu întotdeauna îmi vorbește. Nu e semn, mă duc sau nu mă duc, mă pogor sau nu mă pogor. Înțelegeți? Este o chestiune de relație cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu vorbește de regulă. Atenție însă la alte tipuri de semne. Și că dacă va ieși un bătrân în față, e rău. Dacă va ieși o bătrână, va fi mai bine. Deci, nu cu semne de acestea, pentru că cred că se poate juca diavolul cu noi în acest caz. E de preferat însă să avem o relație directă cu Dumnezeu, să nu avem nevoie de poștaș sau de intermediari. Al doilea bilet. Ce părere aveți despre rebotezare? Nu pentru că ai călcat principiile bisericii, ci doar pentru reînnoirea legământului. Poate ai fost botezat la o vârstă fragedă, iar acum vezi altfel decizia de a fi botezat. Aș vrea să vă spun că în Biblie, în Fapte, capitolul 19, și am să vă citesc de aici, de la versetul 1, când era Apollo în Corint, Pavel a ajuns la Efes, a întâlnit câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și au zis, ce Duh Sfânt? Nici n-au auzit de Duhul Sfânt. Și atunci, după ce le-a explicat acest adevăr fundamental, i-a îndemnat să se boteze în tot adevărul. Să știți că sunt persoane care au primit un botez biblic, dar care la un moment dat cunosc mai mult adevăr, cunosc tot adevărul Scripturii și ei au cerut, vreau să mă botez în tot adevărul. Și are loc o rebotezare. În versetul 5, când ei au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Hristos. Măcar că fuseseră deja botezați în pocăință, în botezul lui Ioan, de care a fost botezat și apostolii. Au fost botezați și apostolii și Domnul Hristos. Iar ei n-au trebuit să se reboteze. Deci, dacă cumva nu s-a întâmplat o călcare de legământ, ci doar păcate accidentale pe care Dumnezeu le îngăduie ca să ne raliem tot timpul, să ne corectăm traseul, traiectoria tot timpul, atunci nu este necesar un nou botez. Și cu aceasta aș vrea să întreb, astăzi am avut o temă. Câți ați făcut tema? Mâna sus! Vă promit că nu vă chem. Dragii mei, n-ați ridicat foarte mult mâna, ba chiar puțin tei. Vreau să vă spun că impresiile vin și pleacă. Dar dacă nu alocăm timp și preocupare, impresiile o să plece și noi nu o să progresăm. Vă încurajez să luați în serios aceste lucruri. Nu sunt pentru mine, nici nu sunt opționale, am spus, sunt pași necesari. Acum, poate că n-ați avut timp și nimeni nu trebuie să o sândească pe cineva. Dar
ați notat și faceți-le, dacă nu acum, după aceea. Temele sunt exerciții spirituale prin care noi ne pregătim să vedem lumea altfel. Să recapitulăm. Fiți atenți, suntem într-a șaptea oră. Tema întâi, tema a doua, credința și acceptarea. Tema a trei, clicul, alegerea. Tema a patru, predarea de sine. Tema a cinci, tema a șasea, ținta în viață și succesul. Tema a șaptea, cum se cheamă oare? Ei, cum e o fi joaca de-a jocul? O să dezlegăm imediat acest termen, joaca de-a jocul, atunci când vom desluși ce e de fapt joaca. Dar vreau să încep cu o întâmplare absolut adevărată. Ce munți sunt aceștia? Everest, într-adevăr. Este pentru a patra oară când ne întâlnim cu Everestul în tema noastră. Vreau să vă povestesc istoria pe care o relatează un bărbat, John Krakauer, care în 1996, cu 10 ani în urmă, împreună cu alți 10 alpiniști, care nu erau alpiniști de profesie, unii erau reporteri, el de exemplu era reporter, alții erau oameni bogați care au plătit ca să facă o călătorie până în vârful Everestului. Dacă aveți bani și voi puteți să vă înscrieți cu 5.000 de euro, de exemplu. Cam atâta costă o călătorie pe vârful, pe acoperișul lumii. Erau cu ei doi din cei mai experimentați cățărători care au bătut cu echipe de clienți de multe ori Everestul. Era o problemă de rutină. Au poposit la tabăra de la 1.000 și vreo 100 de metri sau 1.200. S-au odihnit noaptea și au asigurat buteliile cu oxigen și la ora potrivită, pentru că știau exact când trebuie să plece și când trebuie să coboare, au spus plecăm. Vremea frumoasă și-au pornit. Din fericire au ajuns sus în vârf, puțin cu o întârziere de aproape o oră. Ceea ce însemnează că nu e atât de sigur, nu e atât de bine. Și unul din conducători, un neozelandez din Noua Zeelandă, a spus, băieți, n-avem decât 5 minute să stăm. Au zis ei, păi am plătit noi atâția dolari pentru 5 minute. Dar e periculos, trebuie să ne dăm jos. Și ei toți, împreună cu ghidul celălalt, au spus, băieți, stăm și noi un sfert de oră în plus. Deci o oră era o pierdere. Și acum un sfert de oră în plus. 15 minute. S-au uitat la ceas, a cronometrat, au luat poze, au sunat de pe acoperișul lumii pe ei lor acasă. Alo, iubito, știi unde sunt? Chiar acolo în vârf. Telefonul mobil merge și de pe Everest. Puteți încerca. Și un sfert de oră au întârziat și au coborât. Și acum începe nenorocirea. Timpul, condițiile meteo se schimbă teribil. Și a început o furtună. Când au ajuns la jumătatea coborâșului spre cort. Dar știți că temperatura era minus 30 și ceva de grade și vântul bătea și vântul face ca temperatura să pară cu 10-15 grade mai jos. Dar nu se mai putea vedea nimic. Mergeau bâșbâind și în loc să coboare în pas vioi, că într-un sfert de oră ar fi putut coborâ destul de bine, la vale e ușor. N-a mai știut unde să coboare. Aveau însă doi ghizi foarte buni și au spus, nicio problemă, noi cunoaștem drumul. Din nefericire, ghizii au luat-o spre vest, derutați,
Și au ajuns, nu mult, cu o deviere destul de mică, dar fatală. La un moment dat, la ora 10, noaptea, era beznă. Și-au dat seama că vor muri. Oxigenul nu mai era. Erau cumplit de pătrunși, de frig, hipotermici. Unul dintre ghizi și-a dat seama, și-a dat telefon soției și a spus: iubito, sunt ultimele mele cuvinte, să știi, te iubesc foarte mult. Și telefonul n-a mai vorbit. Dintre cei 11, mai mult de jumătate au murit. Cei care au reușit să supraviețuiască, și totul e scris în cartea În aer rarefiat, Into thin air, ceilalți care au reușit, mi se pare, 5 sau 6 au scăpat și au dat seama că au stat și au murit la 300 de metri de bivouac, de cort. Ce a provocat acest dezastru, care e considerat cel mai mare dezastru pentru cățărătorii epocii moderne pe Everest? Ce a provocat? Puteți să-mi spuneți? Hmm? 15 minute. Știți ce însemnează aceasta? O să înțelegem termenul imediat și mi-amintiți după prima dezbatere. Iată, omul acesta spune despre ce-i vorba. Cum se cheamă? Distracție. S-a discutat destul de mult despre mass destruction, distrugerea în masă. A apărut însă un termen similar, mass distraction, distracție în masă. Și interesant că amândouă ucid la fel. Dezbaterea întâi. Vă rog, liderii, vă sculați în picioare, nenea Richard, te duci și verifici să fie peste tot lideri, și dezbatem ce este și ce nu este distracția. Vă rog, avem 3 minute. Cine dorește de sus de la balcon, și avem nevoie de un microfon pentru acesta, să ne spună concluzia, ce e distracția și ce nu e distracția. Mâna sus, cine n-a mai luat cuvântul, vrem ca să dăm, mulțumesc, Marian. Cred. Cum? Corect. Cine dorește? De la balcon. Haideți că timpul fuge și e păcat. Dacă nu-i nimeni, de la juriu, cine vrea să spună? S-a găsit! Gata, stați! La noi în grupă s-a discutat ca distracția fiind doar ceva rău, distracția din ghilimele de pe ecran, iar ceea ce este bine doar pentru noi adventiștii se numește recreere. Foarte bine! Dânsul distinge distracție și recreere. Vreți să-mi spuneți de unde vine cuvântul recreere? De aici, din partea asta. Creere din nou, creare din nou, adică ne reînnoim mintea. Dar ce înseamnă distracție? De unde vine etimologic? Fiți atenți că avem latina, noi suntem latini. Și dacă știm latina, foarte ușor înțelegem ce e aia. De unde vine? Dis și... tracție, tracțiune sau distragere. Tracție sau tragere însemnează să-ți distrag ce? Atenția de la? De la ce? De la țintă, de la obiectivul pe care trebuie să-l faci. Deci cuvântul distracție însemnează abaterea atenției, însemnează perturbarea drumului, însemnează o furtună magnetică care schimbă acul busolei și mă duc strâmb. E foarte interesant. Însuși cuvântul spune că distracția este o tragere deoparte a focalizării spre țintă. Noi creștinii, noi nu ne distram. Și am să vă spun o poveste. Micul Joe, un băiat de 10 ani, era dintr-o familie de puritani din America.
Și s-a dus la bunici puritan vechi. Bunicul a spus: bine ai venit, nepoate, în casa noastră. Și Jonathan era așa de vesel, vrea să alerge după fluturi, spunea ce simte. Și bunicul spunea: Joe, fii serios, noi suntem creștini. Da, trebuie să fim creștini. Și azi așa, mâine așa, până când bunicul i-a spus: Joe, nu vezi că râs tot timpul? Fii serios, fii creștin! Și smerit și pocăit, dar și amărât, Joe a ieșit în curte. Și acolo era Ciuș, măgărușul. S-a uitat la fața lui lungă, la buza care l-a târna, s-a uitat și a spus: o, negreșit, tu trebuie să fii un foarte bun creștin. Oare concepția noastră despre creștinism este o concepție puritană? Este întrebarea mea. Aș vrea să plec de la cuvântul homo ludens. Omul a fost numit și homo ludens. Iar ludens vine de la ludus, ludi, care semnează joacă. Uitați-vă, există homo sapiens, faber, economicus, homo socius, homo numericus, astăzi homo digitalis. Toate sunt homo, dar noi în firea noastră suntem homo ludicus. Vă întrebați de ce fac eu uneori giumbuș lucruri. Sper să nu fie vinovate. Pentru că eu mă joc. Și pentru că și voi vă jucați. Și pentru că ne bucurăm să ne jucăm. Interesant. Omul e făcut să se joace. Să nu se supere cei în vârstă. Și o să înțeleagă imediat că joaca este un modus vivendi, un fel de a trăi pentru copii. Iar odată ce copilul trece spre adultețe, vă rog, spuneți-mi, părăsește sau nu joaca? Ia uitați-vă puțin. Când e copil, atunci se joacă foarte concret. Pe măsură ce devine adult, devine joaca lui tot mai abstractă. Și dacă în copilărie se joacă fizic, se joacă cu obiectele fizic, pe măsură ce crește, începe să se joace emoțional, cu simțămintele, iar după aceea, joaca lui devine o joacă intelectuală. Uitați-vă la exemple de joacă. Umorul! Ăsta e umorul, vedeți? Și oamenii găsesc lucruri semnificative. Clipește imaginea, dragii mei. N-am imagine. Gata, s-a îngrășat. Sau încă nu. E deformat încă. Imediat, așteptăm puțin. Ne pare rău, dar să nu vă tulburați. Dacă vrem, cântăm un canon. Până când vine imaginea. E strâmbă tare. Și ăsta e umor. Și de noi depinde ca să luăm viața pozitiv. Chiar dacă se întâmplă ceva, știți vorba aceea, nu ce ți se întâmplă, ci cum reacționezi tu la ce ți se întâmplă. Deci umorul, un alt fel de a te juca, cum se cheamă, ce vedeți aici? Poezia. E o expresie a poeziei, a căutării. Poezia e o joacă inteligentă și emoțională, cu cuvintele. Și ajungi la niște simetrii pe care altfel nu le găsești. Un alt joc. Cercetarea. Când stai în laborator, când cercetezi ceva, e joaca minții. Și o altă joacă? Creativitatea. Iată câte jocuri sunt pentru oameni mari. Sigur, eu n-am să mă joc ca și copil, ca și om mare, cu bile. Asta e pentru copii mici. Sau cu cuburi. Se joacă copii. Noi ne jucăm jocuri pentru oameni mari. Unii mari mai fug după beșică. Ați auzit? Fotbal.
Ei bine, vreau să vă spun că exista cheful boierilor. Din când în când, în societățile bune, de exemplu în Rusia sau în Germania, boierii se adunau, nobilii, și trăgeau un chef cu mâncare multă, cu râsete, cu cântec. Și după ce se termina cheful, începea cheful slugilor, care știți ce consumau? Ce rămânea de la boieri. Strângeau din farfurii, își făceau și ei porții, adunau din pahare și chefuiau și ei. Chefuiau în felul lor, sigur, într-un mod, cum să spun eu, de jos. Ei, cam așa se compară distracția celor care n-au o anumită relație. Vedeți, băiețașul ăsta este un croat care n-are picior. A călcat peste o mină și a zburat piciorușul. Și pentru că el n-are picior, el folosește cârje. Iar distracția, atenție la o definiție mare, constituie cârje pentru nefericiți. Dacă eu n-am ce face, atunci trebuie cu ceva să-mi ridic moralul. Ia, hai să mă distrez, spune-l pe Stan și Bran, hai. Pentru că trebuie să-mi aduc cumva, să-mi implantez din exterior bucuria pe care nu am înăuntru. Există, cu siguranță că în distracție există plăceri. Numai că aceste plăceri au 5 trăsături și am să rog pe fiica mea să citească textul din Evrei. Acolo sunt scrise doar câteva cuvinte, tu o să citești tot textul. Ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Decât de? O clipă. O clipă. Și vreau să vă spun puțin de duminicile mele. Eu eram copil vesel, îmi plăcea să nu fiu puritan, să fiu vesel. Și duminica dimineața era cea mai frumoasă parte din toată săptămâna. Soarele intra pe geam, aveam o zi întreagă și îmi permiteam să fac lucruri care n-aveam timp să le fac altă dată. Când venea după amiaza, după prânz, când se apropia seara, resimțeam, eu sunt o fire emoțională, atâta tristețe că s-a dus ziua. Plăceri de câteva ore, plăceri de o clipă. Și vă spun că acest suiș și cădere, chinuie sufletul mai mult decât dacă ai fi constant la nivelul zero. Un alt sau o altă trăsătură, 1 Petru 1,14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Târâți! Mă târăște! Eu nu vreau! Șârcul acesta e chinuitor. Să vă spun o istorie. Vă rog să nu o spuneți la nimeni. Când am fost pastor în zona Tulcea, m-am bucurat să mă identific cu oamenii și cu oamenii de jos. Am dormit în tot felul de case și am mâncat curat orice fel de mâncare și din orice vas. Și odată când am fost pe la niște ciobani, s-a întâmplat un eveniment. M-am întors cu o plăcere acasă. Am făcut râie. Dar vă spun, atât de plăcut era să te scarpin și atât de chinuitor. Era o plăcere chinuitoare. Nu mai puteam dormi noaptea de plăcere și de chin. Și am venit în București și m-a apucat noaptea să umblu pe la farmaciile din București, era 11-12 noaptea, zic, Doamnă, nu mai pot. E bine, dar nu mai pot. Dați-mi ceva. Și au spus, domnule, e scabie. N-am știut că se cheamă și scabie, râia. Mi-au dat cu niște alifii și în 2 zile n-am mai avut plăcerea aceasta care e chinuitoare. Să nu spuneți la nimeni că e rușine. A treia trăsătură a plăcerii acesteia, plăcerile păcatului. Iuda 1:8.
Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pâncăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și bajocoresc drăgătoriile. Mulțumesc! Târâți de ce? Visări! Oamenii ăștia nu trăiesc în realitate. Ei trăiesc în niște zone pe care le suprealimentează și devin exact ca și drogații. Am avut pe cineva care se droga cu alcool. În România există droguri și aici, licite, care se pot vinde la... și droguri ilicite, tot droguri sunt. Se spune că alcoolul e mai rău decât iarba, cum îi zice la iarbă? Marihuana, așa. Mi-a zis cineva că se cheamă iarbă, simplu. Da, decât... deci, alcoolul e mai ticălos. Însă e o tradiție și se numește drog licit. Nu-i mai puțin păcătos decât marihuana. Și vă spun, omul acesta a luat de 10 ori hotărârea să nu mai bea. Și nu mai bea. Dar când simțea mirosul, îl apucau toate cele. Plăcerile acestea sunt de o clipă, chinuitoare, hipertrofiante ale părțirele, dar sunt și alienante. Știți de unde vine cuvântul alienare? Lie e legătură, liaison. A, lie, ziceți, care te rup. Și cel mai rău e că te alienează de tine însuți. Tu nu mai ești tu. Și punctul 5, sunt înrobitoare. Ascultați textul. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Auziți? Când ești robit, e o plăcere. Nu mai ești liber. Face cu tine ce vrea. E plăcere. Dar te subordonează, te robește. Și lucrul acesta ți-a toată demnitatea. Și oamenii trăiesc un conflict lăuntric între că-i plăcere, dar și între decăderea demnității tale. Era de anul nou într-o localitate din statul Michigan. Era chiar de anul nou. Și doamna Hilde s-a dus la vecini. Le-au urat de bine, au schimbat câteva vorbe și când s-a întors în casă, în sufragerie, s-au auzit vorbire agitată. Hum, hum! Și a zis, vai de mine, soțul meu a luat-o static. În sufragerie, ușa era închisă, de obicei nu era închisă. A scos telefonul, a intrat repede în WC-ul, s-a încuiat și a spus, alo, poliția, soțul meu e luat ostatic în sufragerie, veniți repede. În 10 minute casa era înconjurată și niște polițiști au spart ușa și au găsit pe bărbat în fața televizorului unde asculta o ceartă. S-a publicat în ziar, fără să se dea numele. Se pare că în casa aceea televizorul nu mai avea, n-avea așa un rol mare. Astăzi nu cred că mulți se zizează că sunt teroriști care te țin sub micul ecran ostatic. Am găsit o caricatură foarte interesantă. Boat a anvii, cutia cu pofte, legumă, j'ai envie, mi-e poftă. Tu ești acolo ca o legumă și el te manipulează pe unde nu vrei. Ce se întâmplă? La Facultatea de Medicină din București, în anii 75, un profesor pe nume Benetato, profesor de fiziologie, a făcut un experiment cu studenții. Timp de 3 luni a hrănit un câine numai cu o sânță de porc, cu slană de porc. Și un porc cu slană de câine.
N-a dat altceva de mâncat decât slană la unul, dar de invers, și la ălălalt invers. După 3 luni au sacrificat animalele, au deschis animalele, au luat stratul de grăsime la microscop. Ce credeți? Porcul devenise câine și câinele porc. Și de aici au înțeles o mare lege. Ce mănânci, aceea devii. Și ascultați-mă, dragii mei, ceea ce se întâmplă fizic cu noi e mai puțin evident decât ce se întâmplă spiritual. Știți că noi ne naștem cu o tablă neagră sau cu o masă goală, tabula rasa, adică masă goală sau tablă ștearsă, tabula rasa. Și în timpul copilăriei și a vieții, experiențele, întâmplările scriu diferite informații. Noi avem puterea să le procesăm. Numai că ce intră constituie arhiva de informații pe baza cărora judecăm și luăm decizii. Înțelegeți? Tu când judeci, nu judeci independent de memorie. Și tot ce mănânci intră, se stochează și computerul nostru n-are clapa delete. Și că dilește-o. Nu mai poți delete. Ați înțeles? Lipsește clapa delete, adică în limba engleză șterge. E adevărat că nu toate informațiile le putem scoate, dar ele muncesc, dospesc în subconștientul nostru. Și ce mănânci? Continuați! Aveți grijă, filtru, filtru! Vreau să vă spun că eu, Lucian, n-am televizor. Și am să vă spun de ce n-am, nici eu. Iar când copiii mei s-au căsătorit și ce au spus, tati, știi ceva? Nici noi nu le luăm. E atât de bine fără. De fapt, noi avem un televizor și am să vă spun care e, dar după aia. În cursurile mele de la Andrews, v-am mai spus, am aflat de un mod de învățare care nu se întâmplă în sălile de clasă. Se numește social learning sau învățare socială. Și spune, măimuța e modelul. Măimuța... Nu, am greșit. Ce vede? Continuați. Aia face. Și că nu te măimuțări. Adică ai văzut ce a făcut? Faci și tu la fel. Ei bine, social learning este cel mai puternic fel de a învăța. Nu știu dacă știți că există în statul Pennsylvania un grup de populație care numără aproximativ 70 de mii de locuitori în mai multe sate. Se numește poporul Amish. Ei sunt de origine olandez, dar care au hotărât cu 200 și 250 de ani în urmă, 200 de ani, că ei nu vor accepta modernismul. Ei n-au mașini, ei n-au curent, n-au telefon, n-au radio, ei fac fierărie ca acum 200 de ani, se îmbracă ca acum 200 de ani, toți. Au școli, copiii umblă desculți, e o ocazie foarte bună de călire, n-au nasturi. Am fost într-o localitate de Amish și am văzut, ei au doar ace simple, bolduri. Ei cu boldurile se încheie, n-au nasturi. Și țin la aceste rânduieli cu strășnicie. Și un inspector școlar a venit la poporul Amish să vadă cum merg școlile. Și după 3 ore, 4 ore, 5 ore cu pauze, a cerut să facă o ședință cu profesorii. Și au venit profesorii Amish, care știu și ei carte, fac carte serioasă, chiar dacă au portul lor simplu. Și au zis, domnilor, e ceva bai. Ce e? Și că copiii nu țipă. Și-a întrebat un profesor Amish pe inspector. Dar de ce vă mirați? Ați auzit vreodată un Amish țipând? Am lângă mine zid în zid o familie. O familie de romi. Oameni de treabă. El a fost și major la ansamblu armatei când trage din acordeon, din burduf, de măscoală din somn. Om de treabă, îl cheamă nea Vasile.
Și vă spun, în afară de faptul că sunt foarte de treabă și ne înțelegem bine, au venit și la noi acasă, măi, tată, când treci pe lângă ușa lor, îți astup urechile, pentru că tot timpul țipă. Ei când vorbesc, vorbesc tare. Auzi, dragă, zici că se ceartă, se iau la bătaie, țipă. Și au un pui. Vă spun, puiul ăla l-am văzut de când era cu Suzeta în gură și acum când umblă și te înjură. Țipă tot timpul. De ce țipă? Social learning. El învață ce se vede. Și dacă televizorul e lumea ta, nu te mira că te vei purta ca în televizor, ca în cutia magică. Există un documentar. Ah, am uitat să vă aduc două cărți. Le-am adus special pentru azi, dar am fost atât de stresat. Am terminat tema la 8 și 3 minute. Vă dați seama? Încât am uitat cărțile acasă, dar vi le aduc mâine să-mi amintească nenea Richard. Una se numește, scrisă de Giovanni Sartori, se numește Homo Videns, omul video, sau Imbecilizarea prin televizor și postgândirea. Vă arăt cartea. Giovanni Sartori este un mare sociolog, filozof al Italiei, care acum predă cursul la Harvard, o carte tare de tot, parcă au scris-o adventiștii. Și o a doua carte, Efectele televizorului asupra minții, toate apărute în 2006. Deci sunt proaspete. Asta e lucrare de doctorat. Aș vrea să vă uitați prin cartea asta. Poate mâine, la întrebări și răspunsuri, am să vă citesc câteva titluri numai. Teribil! Și în ciuda faptului că se spune peste tot că televizorul este instrument de ucidere, toți continuă. Să butoneze televizorul. Printre cele 16 rele ale televizorului, dintr-o lucrare, am selectat doar 9. Știți că omul e homo ludens. Copiii care au televizor nu mai știu de joacă. Ei nu se joacă, stau doar la televizor. Iar lucrul acesta nu îi califică, pentru că joaca este atelierul vieții. Se joacă de-a doctorul, se joacă de-a mecanicul, ei nu se mai joacă și nu mai știu viața. Ei știu doar videns. De a vedea. Evadare de sine. Uită de ei și nu-și trăiesc viața. Trăiesc viața unui erou sau altui erou. Evadare de sine. E grav. Surogat pentru sensul vieții. Un titlu decurge din celălalt. 4. Transfer de personalitate. Se spune, se știe, că după 10 minute după ce doi oameni se întâlnesc, se petrece un transfer de personalitate. Cel mai tare influențează și îl schimbă pe cel din fața lui. Dacă, de exemplu, eu sunt serios, în 10 minute veți fi toți sloi. Dacă eu sunt vesel, în 10 minute veți fi toți abur. Adică vom trăi efervescent lucrurile. Și asta se cheamă transfer de personalitate. 5. Denaturarea realității. Știați că realitatea nu e ca în televizor? Televizorul are niște filtre și prezintă realitatea cum o vrea regizorul. Și tu crezi că asta e realitatea și ești manipulat? Fiecare ar merita să fie o temă de o oră. 6. Alterarea comportamentului psihologic. Copiii mei au crescut fără televizor și vă spun că toți în clasă și profesorii ziceau: cine sunteți? Că sunteți altfel decât ceilalți. Iar ei, unul, băiatul mai sfios, fata mai îndrăzneață, trebuia să fie invers. Așa a ieșit. Mărturiseau că noi așa suntem natural. Și aveau un fel de lipici. Voi sunteți altfel. 7. Ruinarea capacității de gestionare a vieții. Un om care este fără sine, cu o realitate denaturată și cu un comportament deformat, sigur că nu mai știe să administreze viața. 8. Toți aceștia care nu trăiesc viața lor sunt nefericiți și vă spun, televizorul niciodată n-a adus fericire. Și 9. Televizorul este un drog. Dragii mei, nu mai sunteți copii să vă hrănească cu lingurița tata, mama sau bunica. Voi puteți lua hotărâri.
Și când timpul este atât de scurt și când noi trebuie să coborâm de pe Everest până nu vine furtuna, a te distrage, distracție de la țintă, este vicleșugul și mecheria diavolului. Ați auzit de fratele Robert Pilson? Ați auzit? Cine a auzit? Mâna sus. Cam puțin, cei de generația mea. Prin anii 70 a fost președintele Conferinței Generale, Robert H. Pilson. Și el a spus citatul pe care l-am învățat. În ziua cea mare a judecății, e citat, în ziua cea mare a judecății, se va vedea că cutia vrăjită din colț a smuls mai multe suflete din împărăția cerurilor decât oricare alt instrument inventat de Satana. Citatul închis. Și cineva se joacă cu sufletul vostru. Aveți o țintă? V-ați pus-o ieri. Și acum vrea să vă distragă de la țintă. Distracție. Și acum vine dezbaterea 2. Vă rog, liderii, ne ridicăm. Și aș vrea să dezbatem foarte concret care din aceste 9 rele, în mare v-ați amintit, afectează cel mai mult pe om. Și după aceea o să dăm cu o imagine în urmă, nu acum, sau chiar acum. Să-mi spuneți, vă rog, de la 1 la 9, toate sunt rele, dar care sunt cele mai dramatice, nu spuneți decât dacă vă numesc, din extrema orgii de acolo, cineva să spună, pe care au identificat-o. Spuneți-mi una, câte una? 6. Din extrema aceea de la juriu. 7. Din partea asta? 9. Din zona asta? 4. Ascultați-mă, dragii mei, cele mai rele sunt 4, 5, 6. Că de aici urmează celelalte, care sunt nenorocire, alea te culcă la pământ. Deci rețineți faptul că mă schimbă pe mine și nu mai sunt eu. 2. Îmi denaturează realitatea și nu mă mai plantez în realitate. Și 6. Îmi schimbă comportamentul. Un om care vede telenovele se poartă ca un îndrăgostit tot timpul. Da? Dar vă spun, se uită prin oameni și vede altceva. În fine, nu-i nevoie să vă spun prea mult. Să mergem mai departe. Un specialist în pești oceanici, care culege pești pentru acvariu, spune că cel mai bun pește pentru acvariu e rechinul. Stai, nene, unde încape un rechin de 7 metri într-un acvariu de 80 de centimetri lungime? Și ce a spus? Dacă prinzi un pui de rechin și îl faci într-un acvariu de un borcan, nu crește mai mult de 10 centimetri. Și devine matur și face pui de 10 centimetri. Da, când e de 10 centimetri. Dacă este mai mare acvariul, crește până la 18 centimetri. Rechinul obișnuit. Cam asta se întâmplă cu capul nostru. Cam asta se întâmplă cu noi. Suntem puși în acvariu și creștem atât cât e programul de televizor. Nu mai suntem rechini. Uitați-vă la creier. Am citit un document că în creier există un sistem, o rețea, vă explic imediat, numit sistemul activator reticular. Despre ce este vorba? E un sistem care creează un circuit și creează niște poli magnetici, să zicem, dar nu magnet de fier, de magnet de interes. Și când, de exemplu, te interesează, de exemplu, vrei să cumperi apartament sau te interesează biciclete. Când mergi pe stradă, știi ce vezi? Numai biciclete. Când urmărești prăjituri,
Ăsta-s eu. Când mergi pe stradă, știi ce, știi ce descoperi? Numai prăjituri. Pentru că sistemul reticular îți stabilește niște stâlpi, niște poli și pur și simplu realitatea nu mai vezi. Vezi doar ce te interesează. Vezi doar ce ești pregătit să vezi. Și om, din nefericire, percepția e egal cu realitatea, ceea ce e greșit. Realitatea nu mai există decât percepția. Îl cunoașteți? Cine, cum îl cheamă pe nenea ăsta, mâna sus? Nu este Don Quixote, altul. Dau un premiu. Cum? Albert Schweitzer, nu. Nici Einstein. Dau un premiu, dau două pixuri, hai. Nu știe nimeni? Mark Twain. Ei, Mark Twain era cel mai nostim om de pe pământ, așa spuneau despre el. Și Mark Twain, uitați-vă la buzele lui, sunt pline de nicotină, s-a căsătorit din tinerețe cu o fată credincioasă, Oliva Langdon. Era o fată smerită, cu rugăciune, uite-te pe ochii ei. Se ruga mult, studia Biblia și spune Mark, hai să studiem Biblia. Bine, draga mea, el era necredincios și zeflemist. Hai, Mark, să mergem la biserică. Bine, draga mea, și-o ducea la biserică. El niciodată nu i-a zis, nu crede, nu citi sau nu mergi la biserică. Uite, vin și eu cu tine. A avut însă un plan șmecher. A spus, draga mea, citește tu romanul și vezi dacă e bine, corectează. Și Oliva a început să citească romanele lui bărbatul. Și pe nesimțite, pe nesimțite, s-a întâmplat o întorsătură atât de mare, încât Oliva, fata aceea credincioasă și bună, n-a mai crezut în Dumnezeu. Au avut 4 copii, un băiat, un singur băiat și 3 fete. A murit mai întâi băiatul. Oliva era zdrobită. Apoi au murit și celelalte 2 din 3 fete, alte 2 fete. Iar Oliva era terminată. Și Mark Twain, îndurerat de suferința mamei care plângea, îi spune, ascultă, Oliva, dacă tu simți sprijin în creștinism, roagă-te și citește Biblia. Și Oliva a răspuns, nu mai pot să mă rog, pentru că nu mai cred, Mark. Există 2 feluri de moarte. Moarte lentă și moarte violentă. Moartea violentă o recunoști. Moartea lentă este ca și cu broscoiul, ați auzit? Dacă iei un broscoi și îl bagi într-o oală pe foc care fierbe și îl arunci în cratiță, ce face broscoiul? Oh! Dă din labe și afară, prăjit, dar viu. Dacă iei broscoiul și îl pui într-un vas la temperatura camerei pe care îl pui pe foc, a început, apa e răcoroasă, dar după aceea... Și ne trebuie dă din gușă. Și așa de bine. Și se umflă și dă ochii peste cap. Și apa devine mai caldă. Și și mai bine. Și apa devine și mai caldă. Și e și mai bine. Și la un moment dat, bâl, 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 fierbe apa, supă de broscoi. Aceasta este moartea pe care o produce televizorul. Moartea pe care o produce romanul. Citiți ce scrie Spiritul Profetic despre romane și cât de mult îți alterează și credința și gândirea, reperele. Dragii mei, vreau să fie clar, uite, acum vorbesc liber. Eu nu vă spun doar să vă informez. Sunt niște
dalang, 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 niște clopote pe care le trag. Și sper să se producă în voi ceva, pentru că e viața voastră. Și eu aș vrea din toată inima să fiți fericiți, cum sunt eu și cum sunt copiii mei. Și mulți alții care au spus, nu vreau, vreau să trăiesc viața mea, nu a lui Pamela sau lui Jere. Într-o vreme au fost, când auzeam și eu, că toată lumea vorbea cu ochii peste cap de Jere. Vreau să nu mai trăiesc viața altora, vreau să trăiesc viața mea și să fiu fericit. Cântă suflete al meu, binecuvântă-l mereu. Aveți luat o hotărâre? Eu plec. Dar ce Dumnezeu a semănat acum, trebuie să aducă rod. Amin? Amin. Vreau să discut o altă temă foarte, foarte dură. Vreau să discut ceva despre celulă nervoasă. Ce vedeți este o celulă nervoasă, acolo în mijloc este nucleul, îl vedeți? Ei, o celulă are la capăt niște păr rebel, să zic eu așa, cum au ăștia cu țepi, care se cheamă dendrite, de la dendron, care înseamnă copac. Rododendron, amintiți-vă. Dendron e... Deci are niște terminații ca un copac. Dendrite. Ele sunt făcute să primească semnale. Nucleul produce niște substanțe care de la cap merg pe gât. Gâtul se cheamă axon. Vă rog, țineți minte și acum că vedeți, nu o să uitați. Axă, axon, axă. Și merg aceste substanțe numite neurotransmițători. Sunt chimice, substanțe chimice. Merg în partea de coadă care se termină cu niște noduri, pe care oamenii le-au numit butoni. Butoni, noduri. Uitați-vă cum arată un buton. Ce este un buton? E un sac, un fel de depozit în care se acumulează neurotransmițătorii. De ce? Să vedeți. Aia e o dendrită sub și buton e o fantă sinaptică, acolo e sinapsa, e un gol. Un spațiu gol. Nu se ating cele două. Iar în acest spațiu gol, între buton și dendrită, ați văzut neurotransmițătorii ca o ploaie. În momentul când se transmite un semnal, puf, butonii fac să ploaie neurotransmițător. Neurotransmițătorul cel mai comun e acetilcolina. Colină și acetil. Acetilcolina. Și acum uitați-vă ce însemnează un obicei. Ăsta e un neuron făcut ca un nene cu... Vedeți piciorușele lui, vedeți butonii? În momentul în care eu fac un lucru și îl repet și îl repet, un picioruș, un depozit se încarcă și devine pântecos, gras, plin de neurotransmițător. Și, dragii mei, când vine semnalul, de regulă, nu mai există o cercetare, ci observați traseul standard. E traseul cel mai comun care creează șosele pe care nu le mai alegi. S-a făcut șanț. Și vrei să scoți mașina din șanț și tot în șanț trage, dă din roți, adâncește șanțul. Și aceasta semnează dependența. Asta semnează obiceiuri. Noi ne formăm obiceiuri prin ceea ce repetăm. Aș vrea să vorbesc puțin despre pornografie. A venit odată un tânăr la mine de 14 ani și a spus, unchiul Lucian, eu merg la școală pe lângă o tonetă cu ziare, reviste și în România este atât de mare lipsă de responsabilitate încât le vezi fără să vrei. Ați înțeles? Nu stelevezi, ci ce nu trebuie. Și spune, ce să fac? Și am spus, mitică, sunt trei feluri de priviri
Privirea întâia, a doua și a treia. Privirea întâia este lore de cunoștință care nu e păcat. Privirea a doua e curiozitatea. Deci privirea întâia, ești alertat și trebuie să faci click. Dacă nu faci click, vine privirea a doua. Și privirea a doua zice, iar privirea a treia e roabă. Nu te mai poți deslipi. Dacă tu ești la privirea întâi, ia hotărârea, ia decizia, întoarce capul. Nu vreau. Nu uitați, privirea întâi e doar alerta ca să iei click și să spui, eu pentru Hristos refuz să mă uit. Știați câteva lucruri, 5 sau 6 lucruri despre pornografie, s-au studiat, eu asta le-am din cărți. În creier, pe creier, pornografia are același efect ca și drogul numit cocaina. Și cocaina este un drog cumplit, unul din cele mai tari droguri, cocaina. Știați că există și credincioși care uneori zic că un duș așa de nervi, un stimul poate exista, rar, dar face bine. Exact ca și cocaina. Rar și face bine. Ceea ce nu știu ei este că nu există rar. În 2004, 27 de milioane de accesări de persoane au accesat într-o lună, în ianuarie, au accesat site-uri porno. Știți ce înseamnă 27? 30% din toți care au intrat pe internet în luna aceea. O treime din populație nu mai poate decât să bea. 3. În America există mai multe prăvălii de porno decât McDonald's-uri. 4. Violurile sunt mai multe în statele cu porno mai ridicat. Iar astea sunt statistici. 5. Cei mai mari amatori de porno sunt moșii între 62 și 77 de ani. Și interesant că porno are o șmecherie ca să vă prindă, ci că n-ai voie să intri decât dacă ai 18. Confirmă că ai 18 și copilul de 11 zice, ce știe el? Pang! Și a intrat. Ele sunt un fel de a te invita să intri, pentru că pomul oprit, ce face? Stimulează curiozitatea. Sunt căi diabolice prin care satana aruncă plasa pe voi și pornul vă trage. Vreau să vă spun despre obiceiuri. Amintiți-vă de neuron, axon, de buton și de neurotransmițători. Știți că obiceiurile se produc prin... Nu trebuie să fie adevărat. Unul mi-a spus, domnule, așa e la noi. În Australia, ca în Australia. Hai să zicem în Spania, ca în Spania, nu e ca în România. Dar te-ai întrebat de ce e așa? Păi nu, dar așa e. Bine, dar de ce e? E bine sau e rău dacă e așa? Obiceiurile nu se stabilesc prin faptul că sunt bune, ci prin faptul că toată lumea face și atunci fac și eu. Era o fetiță. Vara. Cald. Iulie. O fetiță de 13-14 ani venea la mine, la noi, la fetița mea. O chema, ziceți un nume, Cuculeț. Dezmierd copiii cu Cuculeț. Și Cuculeț vine și avea o rochiță vaporoasă, că era cald. Avea brațele goale ca să intre aerul și la subsori. Și în picioare, bocanci de militar. Și eu zic, măi, Cuculeț, nu ți-e cald? Zică, se poartă. Dacă se poartă, fac și eu așa. Uf, îmi ard picioarele, sunt supă. Dar așa se poartă. Și dacă se imită, imit și eu. Și în al doilea rând se face prin repetare. Azi așa, mâine așa. Și zici că așa e la noi, așa e bine. Pentru că toată lumea face. Dar toată lumea zace în cel rău.
Ioan 5:19. 1 Ioan 5:19. Toată lumea zace în cele. Asta e cultura pe care căutăm să o scuzăm. În loc să cercetăm cultura după criteriile adevărului, ale evlaviei, smereniei, ale unui caracter născut din nou. Aici este punctul de verificare, diamantul care încearcă piatra prețioasă. Dați sus, că am uitat să vă spun povestea. Oamenii care mor prin îngheți au parte de cea mai fericită moarte. Nelule, scoală! Lasă-mă că-i bine! Ah, nu, 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 e bine, așa de bine. E o moarte dulce. E eutanasia. Televizorul, porno, romanul. Moarte lentă. Supă de proscoi de ziua 7. Se vorbește foarte mult despre Solomon și despre extraordinarul său impact, că a fost culmea lui Israel. Să citim un text, 1 Regi 4:20. Iuda și Israel erau un număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se veseleau. Și oamenii spun, oh, ce viață, ce fericire! Dar știți că Solomon a fost punctul de apostazie și de declin, nu pentru că doar a umblat după femei străine și după Dumnezei străini. Asta a venit din faptul că mâncau, beau. Știți când a căzut David? Când a pierdut ținta. Auzi, bă, Ioab, să trăiți, dar spuneți, împărate, du-te și bate tu raba a fiilor lui Amon. Mă duc cu plăcere! Și Ioab cu armata a plecat. Și David, după amiază se scoală, după amiază dormea ziua. Nu mai avea de treabă. Și, a văzut acolo un sticlete scăldându-se în apă. Când n-ai țintă, te distragi, te distrezi. Și de aici, când în sfârșit n-a mai fost în pustie, când a avut de toate, când a dus-o bine, atunci a căzut David. Atunci a căzut. Și uitați-vă că exact aceleași cuvinte, mâncau, beau, se repetă în două cazuri. Luca 17:27. Mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie și a venit potopul și a luat și a prăpădit pe toți. I-a luat pe toți! Pentru că a mânca și a bea ca scop al vieții e semnul decadenței, după care nu mai vine decât potopul și a mânca un text. Luca 17:28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Lot, potopul, Sodoma cumpăra și potopul și Solomon. Nu e semnificativ că Solomon a fost primul rege decăzut, de unde s-a și fărâmat împărăția, pentru că a devenit occidental. România e încă săracă și oamenii încă muncesc. Aici oamenii stau, închiriază o casă și ce se face? Bei, mănânci și ai timp de distracție. Arnold Toynbee este unul din cei mai mari istorici britanici. A scris 10 volume de istorie universală în care a demonstrat un lucru. A studiat 21 de civilizații și a demonstrat că toate aceste civilizații au dispărut din istorie, nu pentru că au venit barbari și au căsăpit, ci s-au autonimicit. Că au ajuns într-un punct, uite, urci, ai ajuns într-un punct, după care ce urmează? Coborâși. Noua închinare. Studiez Biblia, n-am timp. Mă scol foarte dimineață. Te rogi la masă și 3 vorbe la pat. Dar ce faci? La televizor? Păi mă uit o leagă. Cât? Păi între 1 și 2 ore. E noul mod de închinăciune, de adorare. Știați că în Statele Unite, într-un an,
s-au dat 16 miliarde de dolari pentru distracție. Mai mult de jumătate, mai mult decât, cu 56% mai mult decât pe îmbrăcăminte și utilități. 10,5 miliarde pentru alcool. Deci 16 distracții. Mai mult pentru distracții decât pentru alcool. 5 miliarde doar pentru tutun. Și este un mare flagel. 16 miliarde pentru distracții. 2 miliarde pe călătorii. 300 și ceva de milioane pe căței și pisici. 304 milioane pe și un galău. 76 de milioane și că se poartă. Știți dumneavoastră. Și pentru misiuni doar pe întreg anul 145 de milioane pentru binefacere. Căței sunt mai de două ori mai mult, chiar mai mult de două ori, căței și pisici, dar pentru misiune n-avem. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu mine. V-am spus că eu dormeam în sufragerie, eu n-am avut privacy sau teritoriul intim, v-am spus. Fratele meu dormea în birou, părinții în dormitor și eu eram în camera de trecere. Iar televizorul era în camera mea. Am intrat la conservator în eșalonul 2. Adică aurul, erau soliștii care deja aveau o fată, fusese la concursul Paganini și a luat 10, 9. Eu am luat 8 jumate la intrare și erau note mari. Adică eram în eșalonul 2 de vreo 7 inci. Atâția. După aceea veneau 7, 6 și mai jos. Și am spus, vreau să devin eșalonul întâi, aur. Am ajuns la unul din cei mai buni profesori de vioară din conservator, Ștefan Gheorghiu. 5 ani am făcut numai cu el. Avea o clasă de elită. Nu vă spun mai multe, că nu am de ce să... S-a întâmplat. Necazul este că, tot stând cu mâna sus, cântând la vioară, vedeți ce sucită-i mâna? La un moment dat zici, măi, mă odihnesc. Și pentru că era televizorul în sufragerie, eu studiam în dormitorul părinților, veneam și eu să stau și mă uitam și că cât stai? 5 minute. Ah, erau 5 minute, dar ce se întâmplă acum? Ce, mai stau încă 3? Și când s-au făcut încă 3, acum ce fac? Măi, încă 2. Și după ce treceau 10 minute, am zis, acum și așa am făcut o lată, o fac până la capăt. Iar lucrul acesta m-a costat. În semestrul întâi am luat 9. În semestrul 2, 8. Și am spus, tu vrei să ajungi eșalonul întâi? Păi, cum? Nu știam de Dumnezeu. Nu știam de spiritul profetic sau rugăciune. Dar știam o țintă. Albert Schweitzer, trebuie să fiu cel mai bun violonist și până voi face medicina, știți? Și am spus, eu de azi nu mă mai uit la televizor. Dar era acolo camera, că eu acolo dormeam. Și am spus, păi, dragii mei, mama, măicuță, stai tu aici, tata acolo. Și au făcut un zid, un perete. Eu eram pe pat, ei pe marginea patului. Îmi întorceam capul invers, o pernă sub, o pernă deasupra, și că mai încet auzeau filmul. Dragii mei, știam că sunt slab și când ieșeam de la vioară să beau apă, puneam mâna la ochi. Știam că slab și odată am ales, clic, vreau să iau. În semestrul următor am luat 9, în semestrul celălalt 10 și după aceea am bătut 10, 10, 10, 10, 10. Adică am văzut cu ochii mei ce înseamnă să ai o țintă și ce înseamnă distragerea. Eu știu ce vreau, de aceea nu mă joc. N-am timp de tocat, de pierdut. Scurt, există 3 vârste. Copilăria, care cu ce se ocupă din cele 3 perioade de timp?
Trecut, prezent sau viitor? În ce investește copilul? Prezent. El nu știe nici de examene, nici de... Ce bine că se joacă. Lasă, vedem mâine ce face cu domn profesor. Bătrânețea cu ce se ocupă? Nu mai are nimic decât trecut. Și mai este o singură vârstă, maturitatea, care se ocupă cu ținta, cu viitorul. E timpul ei. Numai că viitorul nu există. Ce există acum? E prezentul. Ăsta este punctul sau targetul în care lovește diavolul. Dacă ne ia momentul, ne-a furat viitorul. Țineți minte, prieteni, voi sunteți creați pentru fericire și ca să realizați ceva. Iar copiii sunt cei mai vulnerabili, cei mai expuși. Aș vrea să vorbesc ceva frumos. Dar înainte de asta vreau să vă spun o istorie pe care a făcut-o Moody. Ați auzit de Moody? A fost un mare evanghelist american. Și el preda în școala lui biblică, în Institutul Biblic, și a venit într-o zi cu un creuzet. Știți ce e un creuzet? Un creuzet este un vas de sticlă transparentă, subțire, pentru experiențe, o eprubetă mai mare. Și a spus, băieți, cum putem scoate aerul din creuzet? Și un deștept a ridicat mâna și a spus, prin scoaterea cu pompa de vacuum a aerului. Și a scos aerul. Și profesorul spune, nu, pentru că dacă face vacuum, vasul se sparge, e subțire. Și deșteptul s-a așezat jos. Păi cum? Cum? Nu poți să împingi fundul, că e de vas, de sticlă. Și atunci el a luat o sticlă de apă. Gâl, 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 gâl. De n-a mai rămas niciun pic de aer. Cum se scoate aerul? Prin recreere. Noi nu suntem măgărușul creștin, puritan. Noi cred că avem 70 de căi de a ne bucura de viață. Dar acestea nu sunt distracție de la țintă, ci recreere pentru țintă. Și vă dau doar câteva. Ia uitați-vă. Când zic muzică, nu zic muzică rock. Muzică bună de care am cântat. Cântă, suflete al meu, binecuvântă-l mereu. Și toate acestea fac un lucru. Ne apropie de Dumnezeu, ne apropie de oameni și ne apropie de noi înșine. Trăim viața noastră, nu a altora. Aș vrea să vă spun foarte scurt istoria lui Simon Reynolds. Simon Reynolds. E un francez din Canada. Vreau să o scurtez, dar este o experiență extraordinară. Părinții lui, profesori universitari, lector și conferențiar. Și când s-a născut și al doilea copil, părinții au vorbit și au spus, iubito, lumea noastră se strică. Ce vom face pentru ei? Și amândoi s-au sfătuit, erau și creștini, și au spus, renunțăm la serviciu, la cariera universitară, vindem casa și bunurile, cumpărăm o fermă undeva în pustietate, vezi, John Homberger, și acolo îi creștem fără lucruri artificiale, fără stimulente acide, fără bice pentru simțuri. Pentru că erau profesori, au făcut școala de familie. Ei au fost profesorii lor. Iar la 18 ani, Simon Reynald s-a dus la universitate. O, ăsta e orașul. Dar ce scomod. Dar de ce sunt case așa de înalte? Nu văzuse lumea până atunci. Și băiatul a intrat la examen. Examenele în Canada, la Universitatea McGill din Montreal, nu sunt teste cum dăm noi, sunt interviuri. Și comisia s-a uitat la el ca la un marțian. Și a spus, hai să-ți punem întrebări, că tu ești un om ești deosebit, nu semeni cu oamenii.
Băiatul s-a uitat drept în ochii lor, vulnerabil, nu cu măști, simplu. Era deschis, era sincer și era brici. Și-au spus, atât de mare a fost surpriza, încât au chemat presa. Și-au spus, el era printre primii, nu era primul. Și alții erau la fel de buni ca el în cunoștințe. Dar omul ăsta avea un psihic cum nici unul, nici pe departe n-a avut. Era el și era puternic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat înțelepciune în nebunia noastră. El ne-a dat înțelepciunea să nu avem televizor. Și copiii mei n-am cu ce să mă laud. Sunt ca voi. Ba, voi sunteți unii mai frumoși ca ei, mai deștepți ca ei, dar sunt ai lui Hristos și meritul lui Dumnezeu și numai a Lui, pentru că i-am făcut multe greșeli. Știți de ce n-am televizor? Aici este un personaj. Ați auzit de Ulise? Sigur, e un personaj mitologic. Și când a trecut prin Marea Sirenelor la întoarcerea lui spre Itaca, spre casă, i-au spus marinarii: puneți doape să n-auzi cântecul sirenelor, pentru că dacă auzi sirenele, ele te trag în apă și te neci. Și l-a spus: eu sunt Ulise, sunt prinț, eu trebuie să le ascult. Dar știu că nu voi rezista, de aceea voi băgați-vă ceară în urechi și pe mine legați-mă de catarg. Mai strâns, și mai tare. A încercat funile. Și ăștia au văzut mai departe și au început sirenele: Ulise! Și l-a vrut să meargă, dar... Și a început să se zbată, dar... Eu m-am plecat cu funii, știu că sunt slab. Eu nu rezist. Eu sunt slab la televizor și pentru că știu că sunt slab, am luat hotărâri, clic, să n-ai de-a face. Întoarce capul. Nu vreau a doua privire și nici a treia. Vreau să mă scutesc de o mie de suferințe inutile. Și asta este ultima istorie pe ziua de azi. O întâmplare extraordinară, înainte ca pastorul Jonathan să vină în față să-și spună experiența lui. L-am lăsat la sfârșit pentru că este punctul culminant. Este un om cu adevărat care a trecut prin toată mlaștina. Și Dumnezeu l-a scos și l-a făcut omul lui. El e mai credibil decât mine, pentru că le-a cunoscut pe acestea. Eu nu. Coliseumul din Roma este măreția împăraților romani. Știți câți încăpeau în Coliseum? Jumătate din populația Romei. 50.000 de locuri. Și 100.000 era toată Roma la un moment dat. 100.000 de oameni. Pentru că oamenii strigau: panem et circensis, pâine și circ. Numai că nu vreau circ cu cloft, cu jongleri și cu paiațe. Ei vreau circ cu gladiatori. Viața adevărată, nu șah cu piese de filde sau de lemn, ci cu piese de carne și sânge. Domitian e primul care a vrut și a dus gladiatori femei, care și ele în costumații incitante se băteau până se tăiau. Au dus apoi gladiatori pitici, apoi unul din împărați a creat un bazin în tot Coliseumul să vadă lupte navale. Și gladiatorii au fost circul, teatrul, cinematograful, internetul, televizorul, piața publică, cea mai gustată, care a durat dincolo de Constantin Sfântul. Iată-i, gladiatorii! Sânge! Vrem sânge! Și interesant că după Constantin împărații deveniseră creștini. Dar poporul cerea panem et circensis, pâine și circ. Și împărații au spus: asta e cultura. N-ai ce-i face. Dacă ceru asta, dă-le asta. Să iei liniștiți.
exista un călugăr, Telemachus, un călugăr bătrân, care a fost în provincie undeva și auzind că la Roma sunt sfinții părinți, sunt episcopii cei mai mari care hotărăsc treburile bisericii, a spus înainte de moarte, vreau să fac și un pelerinaj, să sărut picioarele episcopului de Roma. Și când a ajuns în Roma, ca Simon din istoria anterioară, ce mare e Roma, cetatea eternă, mândria bisericii. A văzut arcurile de triumf, cam ciudat, dar semănau cu intrarea împăratului Hristos. Și a spus, merge, merge, dar ce e aici? Și lumea mergea, panele circensis, ziceau oamenii, pâine și circ. Și a zis, dar ce-i circ? Hei, dacă nu știi, ai pierdut jumate din viață. Și Telemachus s-a băgat și el între oameni, a urcat treptele. Hai, frumos, o să fie închinare, o să cânte mulțimea asta creștină. Era o lume creștină în anul 404 după Hristos. Trâmbițele au sunat, au intrat gladiatorii. Ave Cezar, muritorii te salutant! Ave Cezar, muritorii te salută! E un serviciu creștin frumos. Și a început lupta. Și a spus, da, 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 ce fac creștinii ăștia? He, he, acum se taie. Cum? Cum se taie? Dar opriți-i! Auzi, de unde vii? De unde vii, măi moșule? Nu se poate. Și a coborât. Ia să vedem ce face și ăsta. Și Telemachus s-a dus. S-a dus. Opriți-l! A sărit înăuntru și a spus, ce faceți, băieți, fraților, ce faceți? Și ăsta la alt era jos și lua sabia, omule, oprește-te! Și în timp ce încerca cu toiacul să oprească gladiatorul care se lupta, lumea nebunită, luați-l pe dementul ăsta, pe descreatul ăsta, duceți-l de aici, opriți-vă, vă rog în numele lui Hristos, uite, mă rog pentru voi! Și a zis, pleacă că te fac grămadă. Nu pot să plec, doar este Roma cetatea eternă. Și când am venit odată sabia în el, bătrânul a căzut grămadă. Mulțimile au amuțit. A scos sabia din trupul lui, dar mulțimile nu mai urlau. Omoară-l! Nu mai urlau. Lumea știa că e omul lui Dumnezeu călugăr. Și tăcerea aceea. Au început să iasă unii din Coliseu. Ah, nu trebuia să văd asta. Au ieșit unii câte alții. Împăratul era împărat creștin, împăratul Honorius. Și împăratul a spus, în numele lui Dumnezeu, așa ceva, să nu mai fie niciodată. Și pe 4 ianuarie, anul 404, odată cu istoria lui Telemachus, a avut loc ultimul spectacol de televizor, de circ, pentru biserica din Madrid. Voi sunteți Telemachus. Voi trebuie să faceți o revoluție. Voi trebuie să stați în fața televizorului, să spuneți, mamă, tată, dacă e cazul. Eu nu cred că părinții sunt mai rei ca voi. Eu dimpotrivă cred. Dar dacă e nevoie în fața cuiva să spui, voi vă puteți uita, dar eu nu m-am mai uit. Eu nu vreau să-mi stric sufletul și mintea. Eu refuz să mai fiu rob. Eu vreau să fiu liber. Ioan 8:36. Deci dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Repetați. Deci dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Hai să citim împreună textul ăsta. Deci dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Vreți să fiți slobos, dragii mei?
Vreți să fiți slobozi? Da. Încă o dată. Da.